Ar afecta prietenia voastră? Nu, doamna Andreea, prietenia, prietenia, femeile sunt femei, banii sunt bani, ce treabă avem la cu altul? Ce a zis? Prietenia este prietenie, femeile femei, banii bani, adică sunt separate toate lucrurile astea. Da, sunt niște lucruri separate, niște chestii paralele. Valori. Dar nu e așa și nu mă interesează. Aole. Da, să fie sănătos, e treaba lui. Pentru cine are și ce face el. A, uite, Cătălin. Cine mai dorești să te împaci cu Turcu? Normal că sunt dorești, dacă el nu mai vrea, n-am cum să-l oblic. Niciodată. Dar lupți în sensul ăsta? De ce răspunzi? E, te că lup și acum pot, na. Pare rău. Și cum vreau. Ce faci? Ce lupte? Cum? Îl iubesc și arăt că îl iubesc. Cum? El mă pupăcește și mă ține în brațe. Stai. Și îmi povestește și să joacă pe telefon, dar vorbește mă ia în brațe și zice ce vrem să facem noi în viitor și gata. Da? Da. Deci vă puteți considera oarecum împăcați? Nu. Nu, 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 nu. Eu zic că luptă părerea mea pentru că mereu în pauză vine. Mă, tu ce sari așa? Nu, 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 azi eu deja nu trebuie să sari. Tu stai liniște. Da, eu aprobam el, tot ai scris că te pupăcești. Eu aprobam doar ce spus. Gata că pierzi acasă, gata. La pachet, îmi pare rău, nu pot să-i ascult în același timp. Dar ce te faci, că sunt trei acum, nu mai sunt. Gata, Turcule, că te văd iubitele care... tale. Da, dar măcar al treilea nu vorbește, tot ei doi vorbesc. Măcar al treilea își vede treaba lui, dar ei doi vorbesc. Cum, Diana? A zis că Andy e fostul, Turcu e fostul și Cătălin ce este? Cătălin nu e. Cătălin nu e, ca să fie fost la relație, așa ca idee. Diana simte și acum să ne înțepe și... Nu, okay. Da, dar cum Diana, face că Diana, nu se supără cu niciun pentru că stau foarte mult cu el și adevărul, să stau cu Diana, tu te închid, Diana, stai liniștită. Dar nu e supără. Problemă, nu e. Stai liniștit. A, eu aș zice să dăm una pe aici. Se poartă pe aici. Ceea ce se poartă, adică puteți să trecem direct la următorul, să ținem și ritmul cu voi, nu e problemă. Să ne bea Diana, nu te supăra. Cum așa să ne, nu știu, să ne... Să începem cu tine. Pe cine alegi? A, nu, păi nu, trebuie să dăm update-ul prima dată. Da, Roxana vrea pe... Cum adică pe Roxana? Doamne, ferește, da. Lige. Pe Lige o alegi. Nu, sunt curioasă. A zis Roxana. Ce? Nu ai zis? Lige, ai zis Roxana? Nu, eu n-am zis nimic. Diana. Nu, eu am zis Roxana. Păi Diana, normal că simte să mă întrebe. Păi nu mă interesează, că n-am nimic cu omul. Simte și eu un pic să ne răsplătească înapoi. Simt și eu să înțep așa, dacă și m-au înțepat pe mine. Da, uite, iată, dar după sărutul, picul de ieri cu Ligi, nu? Nu, a fost așa o demonstrație, nu, nu, nu. Nu, Doana, pentru că Ligi, dacă era ca Roxana, putea să aibă o relație. Am zis că nu. Și spre bucuria unora nu sunt. Spre cea mai mare bucuria mea, nu. Așa a zis, așa a zis în emisiune. Da, eu mă bucur, era cel mai trist. Am dat doar Ligi, am dat doar de mult și de ce? De nervi. Asta a spus el, eu sunt fratele lui. Nu, 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 ca să... Vă spun, zice, nu a fost vorba de mine sau că am iubit ca să nu știu ce. Am făcut-o mai mult pentru ea, ca să pentru le demonstrez tuturor. Pentru mine sau pentru tine? Pentru mine, nu, pentru tine, ca să clar... te scoți în fața celora din casă, din răzbunare. Nu, 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 peste puțin. Eu Sărim, știu. Noi suntem... Vrei să susții că Cătălina... Okay, vreau să susții că e foarte clară linia între noi doi. Ca să te săruti sau nu a făcut-o din proprie inițiativă și din... Da. Din răzbunare. Pur sentiment. Dacă m-ai lăsat să răspund, ce și înțeleg. Știu, te înțeleg. Doamna Andreea, am făcut-o pentru ea că... La un moment dat Roxana și nu doar Roxana o acuzau că nimeni nu-și asumă nimic cu ea. Că toată lumea din părea că o folosește. Ce drăguț! Doamna Andreea, dacă ar fi așa... Dar pe Roxana decât o relație de 2-3 luni, nu-mi trebuie. Dar lasă, uite, eu am făcut. Dar nu trebuie, n-am nevoie, nici de o săptămână. Deci să înțelegem că ai făcut un ciudat Roxanei sau cum că nu? Nu, e ciudat. Păi nu, dacă mi-amintesc bine, Andreea Pirui să certa cu mine, că am eu iubită. Am vrut odată să demonstrez că nu am iubită, dar nu ăsta a fost principalul. Nu, că eu oricum știu că nu am iubită. Așa a făcut și altora. Exact, aia am vrut să demonstrez. Trebuia ca tu ce vreți să vă spuneți? Deci oamenii ăștia mă forțează să fiu cum a fost Gabriel. Să practic povestea din Mirel. Nu vrea că doar trebuie să fie ce a dor și ce a făcut el. El a. Da. Îl forțăm, păi el zice că îmi place. El zice că vrea să demonstreze. Da, el face de, el ne face demonstrații, dar de fapt a vrut să ne dea nouă peste nas, dar eu v-am spus atunci că nu. Nu, am înțeles foarte clar. Dacă voiam să vă dau situația lui Cătălin. Dacă era de drag, să începea emisiunea. Ce fată? Pe cine o pupai? Pe Mariana, poate, da. Nu, eu și Cătălin văd că ne înțelegem foarte bine, dar strict în calitate de prieteni și amici. Pe mine? Nu, nu, nu bate acolo unde trebuie. Eu n-am nevoie. Și ieri după un pic a zis o chestie. Ce spui tu, mă, că mă pupai pe mine? Nu te pupam, tu mai nu-ți fă planul, că nu pe tine. Ok, și ieri după ce m-ai pupat, de ce ai zis-o? Ieri a zis o chestie foarte interesantă. Se poate interpreta în două feluri. Ori la glumă, ori chiar e pe bune. Și eu simt că e pe bune.
Să mă scuz, iubita de acasă. După ce m-a pupat pe mine. Adică clar s-a dovedit, că a fost din răzbunare ca să le închidă gura oamenilor din casă. Oamenii ăștia au simțit umor. Nu există, nu simt umorul lor. E în glumiță, spunem adevărul. Deci o folosești? Nu, nu, are și sentimente pentru mine și eu pentru ea. Ai niște sentimente? Da, logic. Dar nu trebuie să le fac lor pe plac sau să o sărut când au echip sau ce să... Ce micinos ești, Cătălin. E bine, știți voi, dacă voi știți... Ce știi de Ana mai mult? Nu știu nimic, doamna, nu știu nimic. Dar te prăpădești de râs când auzi așa. Da, e foarte amuzant, e foarte amuzant. Trebuie să călțeroase, fetele astea. Da. Cum a vorbit ea de Gabi lui Cătă, eu vorbit Cătă ei de Ligii. Și de-aia râde și știe. Înainte de emisiunea am simplu rău, mă, tu le știi pe toate. Da, știe el, doamna. Uite că le știu. Doamna, la sută de că le știe pe toate. Uite că le știu. Distrează-te pe prietena ta. Că Livian ar trebui să... Eu cred că ar trebui să te-ai lângă ală, nu știu ce să mâncăm. Nu pe seama mea. Ce? Nu ce mă distrați, nu ții nimica de distrat. Dar nu mă, nimica de distrat. Ironizează că mi-e, ironizează. Nu ți-a zis nimic aseară în cameră? Turcu, fii sincer acum, dacă cum vorbesc cu tine despre legii și ce spun ție, spune exact. El cam e singurul băiat care... Spune tot, dar toate discuțiile și de rău, dacă a fost și de bine și tot, te rog frumos, spune tot. Chiar vrea să o cunoască și părțile negative care mereu mi le spune, că el îi cere ceva, ea, nu știu, influențat într-un fel de XYZ și ar vrea un pic să o schimbi, dar nu neapărat să fii... Bă, nu face aia, nu face aia, nu face aia. Într-un fel constructiv pentru ea, ca să nu mai fie atacată de restul lumii. Deci nu pentru și azi eu când am zis ieri n-a fost constructiv. Eu am atacat. Deci nu pentru mine, doamna, se pare că nu poți să duc o discuție până la capăt. Eu am observat. Mai bine nu ceri părere. Nu știu, da, cel mai bine e să spună ea dacă eu îi spun ceva despre Cătălin. Cel mai bine e să spună ea. Asta și încă la trecut. Dacă eu mă bag în trei sau îi spun ceva. Trebuie să intervine cineva peste. Doamna Andreea, da, eu n-am să nu pot să vorbesc nici la liber, nici așa, na. Ce? Ce a zis? S-a supărat că nu este ascultat până la capăt. Eu care l-ascultam, dar dacă prietenii lui vorbesc... Tipo, nu a fost lăsat să vorbească. E logic. Continuă. Ok. Deci asta era cu partea negativă care are despre tine Ligia. În rest, el chiar te place și chiar ar vrea să te cunoască și chiar ar vrea ceva cu tine. Ok, și acum am și o întrebare. Deci la modul cel mai serios. Ok, și am și o întrebare. O secundă, Cătălin, te rog, să vorbesc cu prietenul tău. Și dacă el chiar vrea să mă cunoască, cum spune, ce îl împiedică? Asta e întrebarea. Nu ți-ai dat seama până acum? Oamenii din casă. Mamă, ce întrebare a pus trucule. Gesturile care au fost pe decursul timpului și pe parcurs. Și el are chestii părți proaste, cum fiecare om le are. Aștepta și analiza mereu să schimbi un gest, o situație, să o trateze altfel. Și asta l-a făcut să mereu să aștepte, iar să dea înapoi, iar a făcut un pas înainte, iar a dat înapoi. Bun. Hai să mergem mai departe. Roxana are o strategie ca să destrame, ca să destrame, despartă o gașcă de aici din casă. Care gașcă? Păi, nu știu, ce gașcă crezi tu pe aici în casă? Mă rog, ce gași crezi că sunt aici în casă? Găști, nici știu. Dar nu suntem găști, Andreea, suntem mai apropiate, așa. Cine spune mereu chestia, dar cine de mereu fiecare cu cine să vorbească, fiecare înțelege, de asta se spune treaba asta, frate, și gata. Dar se vede, e zile patru, fetele astea patru, noi restul ne înțelegem că suntem pe aceeași lungime de undă, dar nu neapărat că formăm o gașcă, e mult. Da, nici noi nu formăm nicio gașcă. Exact la fel cum înțelegeți și voi. Probabil. Înțelegem și noi mai bine, suntem pe aceeași undă și noi. Probabil. Dar cât e? Au zis, Andy, nu sunt găști, sunt găști. Până și asta. Voi când vorbiți cu toții. Unde-i la culebii de la? Ați vrea voi să fiți ne... Da, de fapt, nu avem găști, suntem gâște, de fapt. Păi asta am... Eu cred că toți suntem gâște, exact. Bravo. A spus toți suntem gâște, că toți. A spus înainte, nu am zis eu. Strigăm pe aici. Nu, el a spus înainte, a gândit la fel, tu nu l-ai auzit. Nu. Ce drăguț. Și Ligia a gândit la fel. Andy. Pe ce au zis? Eu am zis, nu? Mă rog. Gabriel. Îmi lași pe Ligia. La început, atunci. Acum nu mai am nicio treabă, doar ca prietenă și atât. Te mai uiți așa după ea pe aici, prin casă? Nu. Te atrage atenția în vreun fel? Nu știu. Ca prietenă, stic, nu. Nu mai am nicio treabă. Roxana, se uită Gabriel după Ligi. Eu știu de când s-a uitat atunci când era Diana sus.
De atunci știu, dar de atunci nu cred că s-a mai uitat. Chiar aș vrea să dea materialul. Stai pe canapea cu ea și vorbea, e bine. Ea se uita, nu interesat, dar el se uita, ai insistent. Un bărbat, dacă place o fată, se mai uită de mai multe ori. Fiecare zi doar o dată fix când era de aia. Scapă privirea de mai multe ori. Stai puțin, că eu am fost atunci întrebată și atunci am răspuns. Nu știu dacă se mai uită. Sunt ce zici, dar Diana a văzut greșit părerea mea. Doamna Andreea, eu când vorbesc cu cineva... Am contactul vizual atât, dar nu mă uit. Dacă mă uit într-o zonă intimă sau... Nu, n-am nici de cum. Te uit într-o zonă intimă. Adică să mă uit la sân, nu pot să... Da, asta nu e zonă intimă. Ok. Am să zic. Măi, că nu mă știu zonele, serios. Mă rog, haide să vedem materialul. Hai să vedem că... La ce materialul? E dezastru. Ai avut un exemplu lângă tine ce răspuns a dat el la top? Da, mi se pare ceva... Nu știu, mi se pare, nu, suntem în secolul 21, haide să realizăm. Suntem în secolul 21, tu ai relație aici în casă. Da, stai puțin, hai să o gândim logic, Gabi, gândește logic. Dacă vă punea doamna Andreea ieri... Dacă fac un top, nu înseamnă că am o relație cu băiatul ăsta. Nu, nu trebuie să faci un top, atâta timp cât tu ai relație aici. Îmi place de băiatul ăsta. Este un top 3, Gabi. Acum chiar țin să-l veci pe Cătălin, pentru că... Unele din voi chiar ați intrat în jocul lui și în capcana. Eu chiar n-am intrat în jocul lui Cătălin, da, să știi. Dar ce joc, mă? Dar e treaba noastră că am vrut să faci tot. Înseamnă păi că da. Vrei să ne călărim cu ei sau ce că nu înțeleg. Da, bravo. Treaba voastră. Bravo, Roxana. Nu vreau să vorbesc cu tine, Roxana. Eu îmi văd strict relația mea. Tu îți respect relația ta, a făcut top 3. Ce? Că nu înțeleg. Păi dacă mă respecta pe mine, nu făcea top 3. De-aia ți-a zis eu, Roxana, că tu mereu ești asumată. Asta înseamnă că nu te respect dacă am făcut top 3? Exact, îți spun eu. Exact. Am ieșit afară doar pentru faptul să-ți dau de înțeles că nu vreau să faci top 3. Ascultă-mă. Și tot l-ai făcut. Exagerezi, nu? Nu exagerez cu nimic. Din partea mea aveți... Auzi, Gabi, mai bine face top 3 decât să stea cu ochii bulbucați data în continuu, înțelegi? Corect. Cum ai corect. Făcut tu? Corect. Eu? Da, tu! Te rog, eu nu vorbi, dacă nu știi despre ce e vorba, nu vorbi. Te-am văzut sus, măi, băiatule, cu iubita ta, cu te-ai la alta în continuu, ce tot vorbești acolo? Chiar aș vrea în gală. S-au certat ei doi atunci cu Ligi, nu mai țineți minte. Chiar aș vrea în gală să se dea materialul așa, să... Așa, la mine, nu mai exagerați. Și cu toate fetele care vorbesc cu ele, vreau să... Roxana, Roxana, foarte bine ai punctat. O să reușească. O să renunțe Gabi la ea, de fapt, o să vezi. Cum adică și-a schimbat atitudinea de când a venit Andy? Mi s-a părut o schimbare radicală săptămâna asta la Bianca. Și nu zic că este în rău. A, de ce? Bine. Da, păi eu chiar îmi doresc să fie ea. Dar ea se abține. Pentru ea nu există nimeni lângă ea, nu există nimic. Pentru ea numai competiția, banii, ea nu știe ce e iubire, nu știe să ofere la o fată afecțiune, la un bărbat nu știe să ofere afecțiune, un pic de atenție, nu știe nimic. Andy, ar putea Bianca să fie câștigătoarea și a sezonului 2? La experiența pe care o are, ea a câștigat primul sezon, ar putea să facă pe iubitul ei, să-l pună într-o lumină, gen ca să câștige sezonul al doilea. Numai când e vorba de subiectele mele, atunci eu am o căruță de ani. Dar când e vorba de tine, că te bagi în mahala cu opric, atunci nu mai e căruță de ani. Dar cât de corect poți să fii, Cătălin? Mulțumesc frumos! Fetele vor vota un băiat pe care nu și mai doresc aici, în această casă. Iar voi, o fată pe care nu o mai doriți aici, în această casă. Favoritul din această săptămână este... Când vorbești de ea, așa e politicos, să te uiți în ochii lui. Da. Da, chiar ziceam. Erau trei pe canapă, era Ligi, era Sergio, era și el și erau doar trei, rămâsese ei trei în casă. Eu plecasem acolo, plecasem toată lumea dincolo. E normal să ne uităm. Chiar la Andreea pe materiale am zis, mă uit la tine și ești fată, înseamnă că mă dau la tine dacă te privesc. Nu. Chiar n-am făcut nimic aici. Eu nu vorbesc cu un băiat și mă uit la tavanii. Normal să mă uit la ei, poate ei s-a părut să uită mai altfel la ea. Mai insistent. Până la urmă, sunt tabere aici în această casă. Tabere, găști, alianțe. Da. Ceva? Logic. Da. Sunt. Da, da. Bun. Ele sunt așa pe față, ca să zic așa, sau mai... Cel mai pe față. Cam, da. Și mai pe față? Cel mai pe față. A, cel mai pe față. A, mhm. Care sunt acele? Dați. Cum? Păi nu le știți.
Eu zic, păi, e o singură gașcă, nu Livian, sunt gaști. E o singură gașcă. Gabi, Filip, Serge, nu știu unde se încadrează. Așa. Între gaști. Pirui, Ligi... Dar nu suntem gașcă. Și Raul, Diana. Așa. După. Ramona, Roxana... Sunt lângă tine, Roxana. Obrică, Andy, Cătălin, Turcu... Berna. A, deci Filip e împărțit? Ce? Trebuie acum, eu unde sunt? Tare, 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 cu prietenii lui. Noi avem un om băgat acolo. Asta este viziunea ei. Eu asta văd eu, așa e. Așa e. Așa este? Așa este, Andrei. Dacă e altfel, atunci zic că... Păi Filip e prieten cu Livian, cu Marius. E un fel de... Da, nu am pus pe Filip la noi, doar că e iubitul Bernei. L-am pus unde e cu prietenii lui. Da. Ce fătul? Da, 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 da. Lumezi. Dar ceilalți, o întrebare, ceilalți simt când vin ceilalți să se... să spioneze, să se împrietenească. Nu se bagă nimeni. Domnul Andrei, aici nu, e... Nu, nu se bagă unii nimeni. Sunt mai apropiați și unii sunt mai puțin mai apropiați. Simt. Fetele nu, sunt mai... Părerea mea la fel, sunt conexiuni între oameni. Adică ne vorbim, ne astea, da... Nu sunt găști, nu sunt alianțe, nu sunt... Fetele utilează. Dar să facem un exercițiu de imaginație. Să zicem că avem liber, aveți liber și vreți să ieșiți. Băieți cu fete sau băieți cu băieți? Cu cineze, nu? A, stai că nu, iartă-mă, nu m-am gândit până acum. Eu ne vrem să încalcă regulamentul. Vă referează la băieți, da? Da. Ok, și acum vin cu o completare. Ați punctat foarte bine. Și vreau să întreb și eu de când e prietenia asta între Marius, Livian și Filip, pentru că eu cât de două luni și ceva de când sunt casă, eu nu l-am văzut niciodată pe Livian să iasă cu ei. Niciodată. Andrei, să fim noi sinceri. Dar eu ies cu Ligi și cu Diana. Eu cu restul nu ies. Eu ies cu Diana și cu Ligi. Dacă ar vrea și Bianca, poate să vină. Dar chiar nu prea iese, nu știu. E mai singur. E, în așa de când sunt eu în casă, nici Livian nu prea iese. Cum facem, da? Dar, de exemplu, dacă Andrei Opric ar vrea să vină cu voi. Dar nu vreau. Nu, dar nu vreau, Andrei. M-ați întrebat. Mai luăm oameni care... Nu, 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 mă pentru chiar. Că eu am avut destule conflicte cu ea și nu... Da, și asta ar însemna să fim... cum? Alte. E prea mult fals. Nu. Doamne, Andreea... Nu vreau să simți că e o tensiune, Andreea. Ai destul cât o suport aici. Da, și din partea mea e tot o suport. Ok, ești de acord cu tine. Deci sunt tabere competiționale. Dar când ar fi să ieși cu ceva, n-ar fi zis? Nu neapărat, Andreea, de competiție. Afară vorbim. Ne-am unit noi așa, așa. Vorbiți, dar păstrați distanța. Da, ne salutăm, vorbim, dar cam atât, nu o să ies. Cu alte cuvinte. Nu. Socializare și cam atât. Am mai ieșit cu o părere, dar între timp, degenerat. Dar nici n-am avut ocazia să ieșim împreună. Adică nu cred că o să fie ocazia. A fost la plină cu 3 luni. Nu cred că o să fie ocazia. Bine, gata, am înțeles. Eram așa fioasă. Da. Nu cred că o să trecem mai departe. Asta. Bianca. Da. Și tot fetele au răspuns. La un moment dat a ieșit din casă. Ca să vezi. Nu știu ce făceai pe afară. Cine te certai? M-am dus la... Atunci m-am dus la Livian. Livian? M-am dus la el, nu? A, te-ai dus la el. Haideți să vedem următorul material în care fetele, anumite fete, își dau cu părerea despre Bianca. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.